Am revenit și pe final de emisiune. Uite că începem așa ultima ora emisiunii. Ne bucurăm, ne relaxăm și ne și pregătim puțin, pentru că dincolo de această sărbătoare, doamnele și domnișoarele își doresc să arate bine la masa de sărbători. Avem cu toții invitați, ne trec pragul foarte mulți oameni și vrem să fim deosebite și iată că ne prinde bine și primăvara, ne prinde bine și culoarea anului veri-peri, căci am înțeles că ea va fi vedetă astăzi. Iar alături de noi le avem pe Cristina Almăjanu, make-up artist și frumoasa sa fotomodelă, Dana. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Și noi mulțumim tare mult, am scos acei selfie-uri, le vedem pe Instagram-ul tău? Sigur că și da! Pe Instagram-ul Cristinei? Da! Pe Ianisa? Ianisa și Cristina Almăjanu, make-up artist. Așa! Sau Ianisa, unde găsiți și cursuri și poze cu machiajele făcute de mine. Am înțeles că veri-peri este culoarea vedetă. Sigur. E o nuanță de lila. Lila, ușor albăstrui, un violet ar fi. Eu am adus astăzi și o să facem o exemplificare. Și vreau să spun că în fiecare an tendințele se tot schimbă, iar anul acesta, 2022, este foarte generos din acest punct de vedere. Avem o gamă largă, avem de unde să alegem. Iar, după cum bine știm, în fiecare an, în luna decembrie, anul trecut, se alege pentru anul următor culoarea care va domina. Iar anul acesta, culoarea este lila veri-peri. Această culoare este un violet ușor albăstrui, un nuanță de lila la noi ar fi. Eu am adus aici un creion ceva asemănător ce am găsit, să zic că se vând destul de des și cam aceasta ar fi nuanța. Aha. Așa. Este o culoare care ne ajută să creăm foarte mult creativitate și ne inspiră foarte tare, pentru că sunt culori vibrante, culori care ne ajută să ne jucăm în arta machiajului, ceea ce nouă ne place foarte mult și ceea ce anul ăsta ne dă voie să facem lucrul acesta. Dana, pentru că putem să povestim în dimineața asta, aș vrea să te întreb, care este trucul cel mai prețios pe care l-ai învățat de la Cristina? Mereu Cristina îmi dă trucuri de folos. Cred că acela cu burețelul pe care vi l-a spus și vouă, că trebuie umezit în apă plată și pe urmă tamponat în șervețel. Pentru că eu obișnuiam să-l las așa în apă și câteodată nu se stompa atât de bine corectorul sau fondul de ten. Cred că acela este... Oricum, de fiecare dată când mă machiază, mai îmi spune un truc și eu sunt pasionată de make-up și îmi prind toate bine. Ce vei face, Danei, astăzi? Astăzi vreau să vă exemplific un machiaj monocromatic, un machiaj ușor de făcut. Un machiaj, m-am gândit că vine Paștele, o să fim toate, să ne pregătim. Un machiaj simplu, să nu ne trebuiască prea multe lucruri, să nu avem nevoie de pensule chiar. Un machiaj cu un creion dermatograf. Avem nevoie de un creion dermatograf, de un pigment, un fard pigmentat și, în ultimul rând, de un fixator. Orice fixator de machiaj pe care îl avem noi în casă. Și de ce spun asta? După cum vedeți, eu deja i-am trasat ei linia, practic, cu creionul dermatograf. Deschide puțin, așa. Practic, trasăm o linie cu creionul. Eu acum mai întăresc puțin culoarea. Foarte simplu. De ce spun asta? De la un cap la altul, practic trasăm simplu și ar fi ok ca creionul să poată fi și waterproof. Asta ca pe parcursul zilei să nu avem diferite inconveniente. Întotdeauna când vrem să urcăm cu culoarea, să ne uităm în față, iar tragem din josul ploapei spre partea de sus, spre ploapa superioară. Chiar așa, cum am tras și eu. Iar după putem blendui foarte simplu, așa, cu degetul. Asta e zis, că nu avem nevoie de pensulă, e... Exact, este un machiaj foarte simplu, chiar și în mașină. Dacă suntem la semafor, putem repede între două semafoare, că traficul nostru este destul de... Ne ajută, da, dimineața. Da. Iar acum vreau să vă exemplific, venim cu un fixator de machiaj, orice fixator pe care avem, îl dăm în palmă sau îl putem da fix pe paletă, acum ne este mai ușor, deci îl pulverizăm, iau cu degetul, da, și iau paleta, acesta ar fi, deci așa ar fi, și ca și nuanță. Direct. Și aplici direct. Și practic noi aplicăm peste creionul dermatograf și o să ne iasă o nuanță fresh, o nuanță de... Ce drăguț! Da. Se vede foarte drăguț clipiciul de aici, de unde stau eu. Da.
Iar practic am îmbinat nuanțele anului, care este lila veritării, care este acest violet albăstru, cu o nuanță de ușor pudrat rozaliu, ceea ce este o nuanță de primăvară, o nuanță pe care o nuanță pastelată, care iar la fel pentru ochiul următor, aceeași mișcare. Așa, tapotăm, deci e foarte important prin mișcări de tapotare ca să putem aplica cât mai aprofundat pigmentul. Ah, ce frumos se vede și nu mai ești forțată să blenduiești machiaj, mai ales dacă nu știi să faci blending. Și practic îți iese un blending foarte curat și foarte, foarte aerisit. Uh-huh. Mai ales ținem cont că anul acesta se poartă machiajele cât mai naturale și cât mai curate, cât mai fresh. Și noi, în ultimul rând, vreau să ținem cont și de aspectul buzelor. Am mai discutat la Mirese și așa, doar că vreau să specific că anul ăsta se poartă foarte mult buzele foarte bine conturate și foarte mult se poartă glossul. Uh-huh. Dar vreau să specific că înainte să aplicăm glossul, cum eu l-am aplicat și ei și vreau să vă reexplic, ar fi bine să avem un bețișor de ureche, să îndepărtăm foarte bine excesul de fond de ten. De ce? Pentru că dacă la rujurile normale avem voie să avem fond de ten, la acesta nu, deoarece se poate crea o ușor strângere a fondului de ten cu acest gloss, deoarece glossurile sunt derivate din chestii mai plastifioase, pe când fondul de ten conține grăsimi, iar aceste două nu se pupă, e ca apa cu uleiul. Aha. Iar noi, practic, când le dăm pe buze, ni le înlătură. Și se strânge așa, inestetic, fix în arcul lui Cupid. Mi s-a întâmplat treaba asta, dar uite, n-aveam explicație din spatele fenomenului și nici nu știam ce să fac acum, uite, dar n-am mai învățat încă un truc. Apropo de trucuri, da. Da, iar acesta este unul din cele mai importante și aș mai vrea să vă mai spun un lucru așa, un must have al sezonului, care ar trebui să-l avem cu toatele, mai ales că începe să apară căldura și soarele începe să-și arate colțișorii, să spun așa. Este frumos că ne place să ne bronzăm, însă pentru tenul nostru nu este foarte benefic acest lucru. Iar este foarte important must have-ul sezonului, să zic eu, ar fi o bază aplicată, o bază cu SPF, foarte bine aplicată, o bază hidratantă, iar după asta i-am aplicat și eu ei înainte, ca să pot aplica foarte bine contouring-ul și toate, chiar și o cremă hidratantă cu SPF, care poate să țină locul unei baze de machiaj. Este foarte important. Și ce vreau eu să-mi explici? Unde aplici iluminatorul? Mi-am luat un iluminator lichid foarte drăguț, dar nu știu să-l aplic. Degeaba, l-am intrusă că nu știu ce să fac. Trebuie să avem foarte mare grijă că și acela poate păta tenul. Treci tot cu mișcări de tapotare. La finalul machiajului putem aplica pe cele mai înalte zone ale feței. Eu am o pensulă și vă pot exemplifica. Uh-huh. Practic pe zona pometelui, da, putem și venim, ar mai fi o tehnică să venim cu pensula, să o încadrăm din partea urechii spre buză, da. Și practic noi pe această dungă să venim. De ce? Pentru că în poze se va vedea foarte, foarte luminoasă zona asta. Și să încercăm să nu mergem rotunjic. Am văzut la multe persoane se duc rotunjic, nu. Să încercăm să mergem drept, pierdut în jos. Pierdut în jos. Uh-huh. Iar la urmă putem veni cu o pensulă mult mai pufoasă să blenduim culoarea, dar noi în secunda când pigmentul l-am pus pe drept, el acolo rămâne. Doar că în extremitățile pigmentului putem blendui încât să se vadă doar acest punct de lumină. Uitați cum se vede și la ea de alt. Și George, că vorbeam de trucuri, când îmi pune blush-ul să fac așa. Da. Asta este. Blush-ul și contouring-ul o pun să facă așa, pentru ca un să peștișor. Putem, ca un peștișor. Un peștișor, da. Da? Ca să ne putem contura foarte bine fața. Și chiar și la blush putem face chestia asta, pentru că ziua nu prea folosim contouring, este un pic cam mult, prea excesiv. Și o pun, chiar de curând i-am făcut un machiaj, am mers la un concert foarte cunoscut, care sigur... La Maluma. La Maluma, da. Maluma, eram așa. Sigură. Și pentru acel concert i-am zis, fă ca peștișorul și îți fac acum un blush super frumos, pentru că era un concert oarecum de zi și nu puteam să conturăm atât de mult fața. Și chiar am convins-o să-i fac machiaje colorate, pentru că ea era adepta machiajelor intense, negre și maro și bej. Și acum am convins-o să-i pot face machiaje colorate și a început să-i placă. Chiar îmi plac, da. Mă bucur că... Cine știe, poate mă convinci pe mine, că eu sunt spaima colegelor noastre de la make-up. De fiecare dată ajung și zic, Dănuța, ceva cu maro rapid. Și eu la fel. Nu? Și ea la fel, da. Și majoritatea clientelor mele, pentru că maroul, cum am și vorbit, este nuanța care se poartă cel mai mult și care dă bine oricui. Mai ales rujurile maro albesc din timp poze.
ceea ce este pe când un ruj roșu nu prea ajută, pe lângă faptul că rujurile foarte intense micșorează buzele, rujurile deschise măresc. Adică este foarte important și acest aspect să-l ținem, pe lângă faptul că, asta vreau să spun, eu i-am aplicat foarte mult gloss, acest este un ruj demi-mat, deci nu este nici mat, nici lucios, este între. L-am aplicat pe mijlocul buzei, dar de ce? Pentru ca să creăm aici reflexia luminii, să bat aici, ca să creăm volum. Aha, am înțeles, m-am gândit că pentru asta e folosit rujul pe centru. Iar pe interior, ca să avem o... să avem pe toată ziua să țină mai mult acest ruj, am pus un ruj mat. Asta ca să aibă amosigilarea buzei foarte tare. Bine. Da, da, da. Dar, într-adevăr, dacă vrem doar un gloss, un ceva pudrat, să încercăm să nu avem fond de ten pe dedesubtul buzei, pentru că se va strânge și nu va fi prea aspectul prea frumos făcut. Mie îmi place tare mult de fiecare dată când vii, ne aduci noi și noi trucuri. Da. Și eu m-am îmbrăcat astăzi în negru, liniștită, fiindcă veți veni și veți aduce voi culoarea în platou. Mulțumim frumos! Mulțumim mult! Mulțumim din suflet! Noi vă mulțumim pentru a tot, pentru invitație și pentru că mereu mă susții. Ești drăguță, da. Și ești drăguță cu noi. Chiar... mulțumesc! Și pentru mine e o bucurie să vă văd de fiecare dată și cred că și pentru doamnele de acasă care ne urmăresc. Pentru că ați înțeles direcția, nu are nimeni atât de mult timp și atunci trucurile acestea, uite, machiajul acesta realizat în 5 minute este ideal pentru toată lumea. Dacă îndrăznim, Dana, iată, să punem și o culoare, noi două și ne convinge Cristina. Ne va convinge. Ar mai fi un secret, mai sunt acele creioane jumbo, acele mai mari, un pic mai groase decât acesta. Da. O să vin dețele viitoare. Acelea sunt mai ușor de aplicat, acelea practic nici nu mai ai nevoie de fard sau pigment sau nimic. Nici iluminator, nici nimic. Alea le-ai aplicat și e gata machiajul. Nu-ți trebuie pensule, nu-ți trebuie prea multe lucruri. Nu trebuie să fii make-up artist. Doar trebuie să ai un truc bine stabilit, în poșetuța ta. Chiar dacă lucrurile sunt profesionale, acum am mai spus, nu întotdeauna, dacă nu le aplicăm corect, ele nu arată bine. Așa că dacă le avem și știm să le folosim repede... Uite, pe lângă trucuri, data viitoare poate facem așa o răsturnare de geantă de make-up must have. Ce trebuie să ai musai într-o trusă ca să pornim la drum așa cu toate lecțiile făcute? Cu siguranță, cu siguranță. O idee foarte bună. Vă super mulțumesc, mă bucur că v-am revăzut, să aveți parte de sărbători cu bine, să rămâneți la fel de frumoase și să ne revedem cu bine. Mulțumim, Doamne ajută și multă sănătate vă doresc. Doamne ajută, mulțumim tare mult. Sănătatea înseamnă și mișcare, sănătatea înseamnă și dans, de ce nu? Și iată că avem un manifest pentru pace realizat în pași de dans. Mai multe nu vă spun, vă las să vă familiarizați puțin cu acest proiect prin intermediul câtorva imagini și vă îndemn să rămâneți alături de noi. Iată, această melodie despre care am povestit și noi săptămâna trecută, ea a fost reinterpretată de fiul lui John Lennon, Julian Lennon, și eu cred că se potrivește la fix cu mesajul pe care acești copii vor să-l transmită, un mesaj de pace. Iar ambasadorul acestui mesaj este alături de noi. Oana Ioniță, bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia, mulțumesc de invitație! Arăți ca o balerină veritabilă. M-am uitat așa și gulerul, și cocul prins... Da, mulțumesc! M-am pregătit și mă pregătesc pentru săptămâna asta. În primul rând avem o săptămână specială pe care o încheiem în apoteotic, să spun așa. Ideile au pornit de la ce se întâmplă în ultimul timp, de la faptul că toți am fost puțin emoționați și dați peste cap de povestea actuală care n-ar trebui să se întâmple, care s-a întâmplat în decursul mai multor secole și o chestie repetitivă și presupun, nimeni nu se gândea că o să se mai întâmple și o să trăim noi lucrul ăsta. Este o dramă pentru toți cei care vin de acolo și cunosc în mod personal oamenii. Am un coregraf, Ecaterina locuiește chiar la noi acasă și
are împreună doi copii din Kiev care studiază la Academia din Kiev. Și toate lucrurile astea m-au determinat să fac și eu ceva, să aduc un aport sau măcar să o conștientizare a dramelor care se întâmplă. Noi suntem la cea de-a șasea ediție la Dance Motion și am zis că această ediție să o finalizăm cu un spectacol de gală la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București, sâmbătă de la orele 11, în Sâmbăta Mare, să finalizăm cu un spectacol care se numește Manifest pentru Pace, iar tema spectacolului să fie cu aceeași energie, în aceeași direcție și toți să creăm, toți coreografii invitați în această săptămână, să creeze momente care să emoționeze și cumva să încercăm să aducem schimbarea. Așa cum copiii de fiecare dată ne emoționează și vin cu energia lor, noi am încercat prin dans contemporan, dans de caracter, balet și avem două planuri de altfel. Un plan în care încercăm să aducem împreună toate naționalitățile, toate culturile și stilurile de dans. Am pornit de la dansuri georgiene, la dans popular românesc, unde a venit Nea Mărin, chiar acum este la sală și repetă cu copii, dans irlandez cu Mara Cernat, dans de caracter cu Maria Postenicu, solista operei române din București, Corina Dumitrescu, Mateo Ovidiu Iancu, toți sunt profesorii care organizează aceste cursuri și workshop-uri și coreografiile care vor avea loc sâmbătă. Am pornit așa într-o incursiune în toate țările și am încercat să aducem pe scenă mai multe stiluri foarte dinamice și foarte spectaculoase, iar apoi dansul contemporan și jazz-ul în direcția dramelor care se întâmplă, evident finalizate cu un moment, cu mai multe momente pozitive, pentru că totul ar trebui să se termine bine. Sunt 73 de copii care vor dansa pe scenă din toată țara, sunt participanți care vin de-a lungul timpului. Țin minte că la prima ediție am început cu 12 copii și acum avem 73. Wow. Își doresc să evolueze, își doresc să profeseze în domeniul dansului și să se dezvolte cât mai frumos. Tocmai de aceea participă la fiecare ediție la Dance Motion și mă bucur că pot să realizez pentru ei un spectacol, care, adică finalitatea acestui workshop să fie pe scenă. Ce să-ți mai zic? Mă bucur foarte mult că facem lucrul ăsta în Sâmbăta Mare, pentru că e o săptămână sfântă și mulți oameni simt și trăiesc sărbătorile emoționant sau, și îmi doresc cumva să-i aduc împreună și să vadă un spectacol frumos. Ce să-ți mai zic, vreau să zic că aseară am trecând de la subiectul ăsta la ceva breaking news în domeniul dansului. Aseară am primit un mesaj la 12 noaptea din partea unei perechi pe care am pregătit-o pentru finala mondială de la Youth American Grand Prix la Tampa. A avut loc concursul acesta, o finală mondială din extraordinar, este cel mai prestigios concurs de balet pentru tineri artiști. Este cel mai important, un concurs de burse și cel mai cunoscut cumva, unde Nali Dobrin și Dragoș Grămadă au câștigat locul întâi la Padio Deo Contemporan, ceea ce a fost, am tot trimis mesaje, nu cred, a fost așa o veste extraordinară și mă bucur enorm pentru ei. M-aș fi bucurat să fiu acolo, dar nu pot să fiu în mai multe locuri în același timp. Și a fost al doilea premiu întâi câștigat vreodată de România la acest concurs. Primul l-am câștigat cu Marta Savin în 2019, ceea ce mă bucură, cumva e o atestare a muncii mele. Da, astea sunt cele două planuri de acum. Curioasă dacă și copiii tăi iau parte la acest spectacol, care sunt reacțiile lor? Da, Isabel este în grupa 4 și alături de alte 13 fetițe învață toate coreografiile astea și chiar au o coreografie de pace, un acrodance cu mai mulți balerini și dansatori care și sunt câștigători a mai multor concursuri internaționale și naționale de dans. Iar Maxim a avut cursul de dans popular cu Nea Mărin și a fost super entuziasmat, având în vedere că este singurul băiat, are 8 ani, între 24 de fete.
Wow. Și fac o ciuleandră, o ciuleandră românească. Dar cred că a fost prima oară ieri când am plâns la o ciuleandră românească. Nu știu, m-a emoționat modul cum Nea Mărina a coreografiat toată... Nu e dans contemporan, nu e un dans expresiv sau emoționant, dar faptul că auzi muzica românească și că vezi 25 de copii, 24 de copii mișcându-se împreună într-un sincron, îți creează o emoție. Da, și asta încercăm noi să facem prin acest spectacol. Mă bucur că am avut sprijinul Teatrului Național de Operetă și ne-au ajutat să putem să facem toată această desfășurare de forță acolo și să-l facem la un nivel cât mai profi, pentru că sunt foarte multe gale de copii și spectacole care sunt frumoase, pentru că toți părinții își doresc să-și vadă copiii pe scenă într-un mod plăcut, doar că noi dorim să-i aducem la un mod profesionist și să-i punem într-o lumină frumoasă și să transmitem un mesaj de pace. Da, de asta zic, am fost atât de emoționată de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp și de tot ce am văzut la știri și copiii și familiile care își părăsesc casa și chiar inclusiv Ecaterina Artiom și Sofia, care au venit din Ucraina, au avut două genți, două bagaje cu ei și chiar ne gândeam cu ce să ne îmbrăcăm la spectacol, cu ce să... Și am reușit, toată lumea a venit și i-a ajutat și i-a susținut. Dau seama că ei trăiesc chiar niște drame foarte mari și mă gândesc eu dacă ar fi să plec cu o geantă și să mă mut undeva. Nu putem să facem minuni, nu putem să schimbăm lumea, dar cu siguranță fiecare din noi, dacă transmitem emoție și un mesaj și ne încărcăm cu energie acolo sus, toată energia asta se acumulează și cu siguranță se pot schimba lucruri atunci când sunt mai mulți oameni care simt în același fel. Ana, să știi că nouă ne trec din când în când pragul tinere balerine și le văd entuziasmate de această profesie care se desfășoară în fața ochilor lor. Și multe îmi spun că își doresc să plece în Olanda, ar viza carieră în străinătate. Ce le-i spune din perspectiva profesionistului din România care caută să paveze drumul pentru acești copii? Așa este. Toată lumea își dorește să plece. Chiar de când sunt mici, sunt mulți copii care vizează concursurile de burse, cum ar fi acest Youth American Grand Prix, unde Dragoș a luat o bursă în United Kingdom, în Anglia, de un an de zile gratuit. Știu că prețurile din afară, chiar eu am fost în mai multe repetate rânduri la audiții cu copiii mei, prețurile din afară sunt foarte, foarte mari. Chiar acum am un băiat, Cătălin Bucureșteanu, este la Balșoi. Studiază, acum finalizează Balșoi, își dorește să rămână acolo pentru că școala de acolo este o școală dincolo de război și de tot ce se întâmplă absolut îngrozitor în lume. Este o școală foarte bună, cu o tradiție extraordinară din care toți copiii ar trebui să învețe câte ceva, puțin din metodologia rusă, pentru că până la urmă baletul clasic se împarte în școala franceză, școala rusă, evident este și școala cubaneză, dar astea sunt cele mai importante. Și dacă ajungi acolo în top, mai departe poți să intri la orice operă sau la orice teatru de mare din lume, pentru că ai ușile deschise. Toți vizează să plece, dar până la urmă mulți se întorc și ajung să danseze aici. Eu încerc din forțele mele proprii și încerc să le dau informația pe care eu nu am avut-o când eram de vârsta lor. Încerc să-i conving că și aici se poate schimba foarte multe lucruri. Evident că în străinătate sunt alte salarii, dar pe de altă parte sunt și alte prețuri, adică tot ce înseamnă chirie, întreținere, mâncare, taxe la stat și alte lucruri sunt mult mai mari. Eu cred că la tine în țară poți să schimbi foarte multe lucruri și așa cum poți să faci lucrurile să se întâmple în afară și să vii, dacă ești un om capabil și un om rezonabil, poți să faci și la tine în țară multe lucruri. Și aici, uite-te la mine, am plecat, am văzut ce se întâmplă, mi-am acumulat cunoștințele, am văzut foarte multe musicaluri, am locuit în Spania, am fost plecată în America, adică am văzut ce se întâmplă afară și cumva încerc să pot să aduc din aportul meu în lumea dansului și să încerc să fac schimbarea și cu siguranță se poate face. Sunt foarte mulți care investesc în România. Vin din străinătate și investesc, văd multe oportunități. Și nu le transmit decât celor care vor să plece să meargă, să învețe cât mai mult și să vină cu tot knowledge-ul lor și să construiască lucrurile aici. Și celor de acasă le transmitem ca pe 23 aprilie să fie alături de voi, nu-i așa?
Da, vă invităm. Biletele le puteți cumpăra de pe ticketstore.ro și de pe site-ul Operetei, Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București. Acolo găsiți biletele, costă 35 de RON, nu este o sumă foarte mare, și vă garantez că o să vedeți un spectacol emoționant. După care puteți să mergeți acasă, să vopsiți ouăle, să petreceți sărbătoarea Paștelui împreună, să mergeți la biserică, să aprindeți lumină și să ne bucurăm cu toții, sperăm să avem mai multă lumină în suflet, să ne lumineze calea aceste sfinte sărbători de Paște. Uite, e greu, dar e important de imaginat perspectiva acestei sărbători dincolo de granița României, în Ucraina, acolo unde, iată, după acest spectacol, românii au ocazia să-și pregătească masa de sărbători. Poate că acolo nu au ce să pună pe o masă de sărbători. Nu mai au masă, nu mai au nici masă, nu mai au nici casă, adică sunt așa orașe... E important ceea ce faceți voi la nivel de mental, la nivel de emoție, exact cum spuneai, acea emoție se va acumula și cu siguranță va veni ca un val așa de iubire peste oamenii care au nevoie să o simtă în această perioadă. Și îți mulțumesc că ai ales matinalul nostru să promoveze acest spectacol deosebit cu inimi frumoase de copii. Da, se pentru că și istoria este, istoria acestui spectacol a fost cu doi invitați pe care vreau să-i am din Ucraina. Era vorba de Ghenadi Badica, profesor la Academia din Kiev, și domnul de caracter, stai că acum nu avea un nume foarte complicat. I-am chemat pe amândoi înainte de a începe războiul, i-am invitat la să predea dans de caracter și Alexandru Corol îl cheamă pe domnul de caracter, extraordinar, un preda extraordinar. Eu am fost la Kiev și am văzut cum predau, am fost la școală cu un elev de-al meu care a luat o bursă și am văzut stilul lor de acolo. Și mi-a plăcut foarte mult, de asta am și vrut să invit la mine. Evident, când a început războiul, mi-au spus că nu mai poate să iasă din țară, să vină să predea, deși le-ar face mare plăcere și cu siguranță când se va termina războiul vor veni cu mare drag în România să predea copiilor de aici. Și m-a impresionat foarte mult prin a-mi spune că nu vor să-și abandoneze țara și chiar dacă ar putea să plece, pentru că sunt mulți care pleacă având 2-3 copii și poate să aibă posibilitatea asta să plece chiar și dacă sunt bărbați, nu vor să plece din țară, vor să-și apere casa și ce au acolo, ograda, animalele. Este impresionant. Sperăm să vină vești mai frumoase de dincolo de granițe și acești profesori să vină să predea cât mai curând în România ca rezultat al încheierii acestui conflict. Îți mulțumesc tare mult că ne-am văzut astăzi și îți doresc mult, mult spor. Mulțumesc frumos! Vă aștept la spectacol, sâmbătă pe 23 aprilie la orele 11 la Teatrul Național de Operetă, Manifest pentru Pace. Vreau să mergem mai departe către o zonă de care mă simt atrasă, mai cu seamă pentru că ținuta Oanei m-a inspirat. Arată ca un personaj dintr-un roman celebru, mă gândesc la Ana Karenina acum. Și prietena noastră, Loredana Dascălu, are un canal de YouTube, Ascult și Citesc, vine cu recomandări în acest sens, recomandări de romane celebre cu personaje feminine puternice. Bună tuturor, bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc. Astăzi m-am gândit să vin la voi cu un vlog despre femei. Câteva femei din literatură care mi-au rămas mie în suflet. Am în primul rând o carte de Svetlana Alexievich și anume Războiul nu are chip de femeie. Am citit această carte acum câțiva ani și vă spun sincer, nu mai mi-amintesc atât de bine ceea ce se întâmplă în carte, dar știu că mi-a transmis un sentiment de femeile sunt puternice. Al doilea război mondial nu va ajunge niciodată să-și dezvolie întreaga grozăvie. În spatele faptelor de arme, al atrocităților și al crimelor monstruoase comise împotriva civililor, se ascunde o altă realitate. Aceea a miilor de femei sovietice trimise pe front împotriva inamicului nazist. Svetlana Alexievich a dedicat 7 ani din viață colectării mărturiilor unei femei care, multe dintre ele, la momentul acela erau abia ieșite din copilărie. După primele sentimente de euforie, asistăm la o schimbare radicală de ton, pe măsură ce ajungem la încercarea fatală a luptei, însoțită de partea sa de întrebări și de suferință. Abandonând tăcerea în care și-au găsit refugiul, aceste femei îndrăznesc în sfârșit să prezinte războiul așa cum l-au trăit. Da. Svetlana Alexievich, Războiul nu are chip de femeie. Trecem la Zuleia deschide ochii, de Guzel Iahina.
Zuleia, o tânără gravidă dintr-un sat de tătari, e deportată în Siberia după uciderea soțului ei de către un ofițer din Armata Roșie. Face o călătorie lungă și chinuitoare alături de țărani deschiaburiți și intelectuali leningrădeni, deținuți de drept comun musulmani și creștini, credincioși și atei, ruși, tătari, nemți și ciuvași, ajungând într-un loc pustiu cu o natură neîndurătoare. Iar comandantul coloniei de muncă, înființate aici, este chiar ucigașul soțului ei. Cu o tensiune crescândă redată magistral de autoare, între Zuleia și comandant se înfiripă o iubire stranie, reținută, dar de o intensitate covârșitoare. Personajele se transformă, rolurile se inversează, adevărurile devin incerte. Singura certitudine a eroinei rămâne dragostea față de fiul ei, Yusuf, un roman impresionant prin amploare, suflu epic, forță de evocare și umanism. Și este debutul acestei autoare. V-am mai spus, m-am îndrăgostit pur și simplu de modul în care scrie după ce am citit această carte. Pe urmă am luat și copiii de pe Volga și acum am în bibliotecă și trenul spre Samarcand. Trecem mai departe, o altă poveste extrem de tristă. Cum vă ziceam, din al doilea război mondial. Nu, este după cel de-al doilea război mondial, acțiunea Călătoria Cilcăi, de Heather Morris. Cilca mi-a rămas în suflet mult mai mult decât povestea din Tatuatorul de la Auschwitz, care e cumva prima și aceasta este continuarea. Cilca, personajul principal feminin din această carte, are 18 ani când Auschwitz-ul este eliberat de soldații ruși. Își îngăduie pentru o clipă să creadă că există un viitor și pentru ea, dar în scurt timp ia din nou calea lagărului, de asta dată dincolo de Cercul Polar, în gulagul Vorkuta, care urmează să-i spășească o pedeapsă de 15 ani pentru colaborarea cu naziștii. Trecutul este apăsător, amintirile dragi despre familia sa, în loc să-i dea curaj, ajung să o împovăreze, dar refuză să se lase copleșită. În ciuda condițiilor cumplite din Siberia și a morții care pândește la tot pasul, speranța renaște, hrănită de solidaritate și de prietenie, iar Cilca găsește o iubire atât de mare cum nici n-ar fi îndrăznit să viseze. În baraca 29 din lagărul de la Vorkuta, pe care o împarte cu alte câteva zeci de femei, Cilca se gândește deseori, în nopțile albe, la celălalt loc, la cei despre care nu mai știe nimic, la sora sa și la mama lor, pe care a văzut-o îndreptându-se spre camerele de gazare. Acum e 1B494, iar numărul vechi, care încă îi mai provoacă suferință, se află bine acoperit de mânecile hainelor. Îl ascunde, așa cum își ascunde trecutul, durerea și vina pe care le simte pentru că totuși trăiește. Are 18 ani și cunoaște deja toată brutalitatea lumii, toată suferința atroce pe care omul o poate provoca seamănului său. Când îi se propune să muncească la spitalul lagărului, începe să învețe și lucrează cu entuziasm, căci are ocazia să îndrepte măcar o părticică din răul în fața căruia a fost neputincioasă. Amenințarea morții, frigul, teroarea și foamea fac parte din cotidian, iar prieteniile noi îi însuflă drzenie și o ajută să reziste, așa cum a făcut întotdeauna. Cilca este o supraviețuitoare și cel mai bun lucru pe care îl are de oferit este lecția supraviețuirii. Da, așadar avem o lecție de supraviețuire din partea Cilcăi. Trecem într-o altă zonă, bine, măcar de data aceasta este chiar ficțiune, nu este inspirată din fapte reale cum s-a întâmplat în cazul celorlalte trei cărți dinainte. Acum avem o distopie și anume povestea slujitoarei de Margaret Atwood, despre care v-am tot povestit și v-am povestit de v-am înnebunit. M-am și gândit, sincer, să o mai arăt încă o dată în vlog, o să zic că lumea, ok, am înțeles, termină, nu ne mai arăta aceleași cărți, dar sunt cărți pe care le poți încadra în mai multe teme, în mai multe genuri și atunci, dacă mie mi-au rămas atât de bine în suflet cărțile respective, n-am cum să nu vă vorbesc de ele de mai multe ori. Da, mai ales că acum, chiar să fim sinceri, acest personaj feminin din povestea slujitoarei, și anume slujitoarea, trebuie să recunoaștem că are o forță încât să facă lucrurile pe care reușește până la urmă să le facă în această carte. Ca să înțelegeți de ce, mai mult, de ce am ales acest personaj pentru vlogul de azi, trebuie să continuați și cu testamentele. Da, povestea slujitoarei, Margaret Atwood. Nu cred că trebuie să vă mai tot spun. Am povestit despre ea de v-am înnebunit. Of Fred este numele personajului principal. Eu
Îi spuneam a următoarei mele invitate că vocea Loredanei seamănă cu vocea ei și mă duce așa într-o poveste. Și cine știe, poate că ne va spune o poveste la un moment dat. Raluca Radu, etnolog și artist. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia, bine te-am regăsit! Așa mă bucur să vin la tine! Și eu mă bucur, mai ales că, uite, avem și pantalon la fel în dimineața asta. Telespectatorii nu pot să vadă, dar ori să ne... Ba da, uite, hai să ne ridicăm puțin așa ca să vadă și pantalonii. Să vadă că... Și să ne vadă că suntem... Ia uite, suror, știți? Gând la gând, să știți, gând la gând. Și nici nu ne-am vorbit. Una cu negru, una cu motive populare. Totuși, exact, păi vin să vorbesc despre tradiții. Despre tradiții. Nu se poate altfel. Vorbim despre Paști, nu? Că ne apropiem de această sărbătoare importantă și atunci trebuia să mă echipez și corespunzător. Am văzut, să știi, așa, am tras cu ochiul în ce ne-ai adus tu în această dimineață. Sper că ai văzut că mi-am făcut temele foarte bine. Deci cât de mari sunt diferențele între o zonă geografică și cealaltă? Sunt, imaginează-ți că influențele, știi că am mai vorbit noi de-a lungul timpului despre influențe și toate lucrurile astea își pun cuvântul și în obiceiuri mici și în cutume dintre astea, știi, care poate n-au legătură cu o chestie care să fie la nivel național răspândită. Sunt microzone. Microzone și să știi că și în interiorul Olteniei, de exemplu, noi nu știm unii de alții cu toții, căci a venit cineva și mi-a spus că în Oltenia, în preajma sărbătorilor de Paște, se colindă și zic, da? Da. Da, sigur. Nu în Oltenia la tine. Nu în Oltenia la mine, da, iată, că nu, la noi n-a ajuns această tradiție. Ei, da. Eu ți-am pregătit așa câteva obiceiuri ale românilor în apropierea acestei importante sărbători. Și, spre exemplu, în Țara Moților, în inima Ardealului, există un obicei cum că în noaptea de înviere, flăcăi, băi, tinerii, da, trebuie să fure, metaforic vorbind, da, cu ghilimele de rigoare, să ia de la biserică toaca și să o ducă în cimitir să o păzească. Acolo vor sta câțiva tineri care vor păzi. În cazul în care nu o păzesc bine și toaca este luată de alții, aceștia vor trebui pedepsiți, iar pedeapsa constă în faptul că a doua zi ei trebuie să fac un ospăț, așa. În cazul în care păzesc bine această toacă, cei care n-au reușit să o fure trebuie să dea acest ospăț. Deci, oricum, se termină cu bine povestea asta. Se termină cu un ospăț, parte sau de cealaltă. Exact, exact. Și dacă mergem din Țara Moților, de prin Alba, așa, un pic mai în centru, în inima Transilvaniei, prin Brașov, acolo există o chestie foarte, foarte interesantă, care... Înțeleg eu că are legături maghiare și se cheamă stropitul. Flăcăii merg la casele unde știu că există o fată sau poate mai multe și le stropesc, le dau cu parfum, astfel încât să nu se veștejească. Zici și tu. E clar că vine dintr-o altă zonă pe influență maghiară, că și nu știu dacă noi aveam parfum. Noi nu eram neapărat atât de specializați în direcția asta, da? Dar uite un pic cât de fain se metaforă transformă. Frumoasă. Exact, exact. Acum, dacă e să mă duc un pic eu sunt din Vaslui, să urc până în Bucovina, acolo... E în felul următor, din ce am citit eu pentru pregătirea acestei emisiuni de astăzi, la biserică fiecare gospodar vine cu un coș, cu bucate pe care le-a gătit. Pune acolo și sare, pune acolo și mac, pune acolo și zahăr. Toate aceste elemente alimentare care să-l protejeze de tot felul de greutăți care pot apărea. Pe lângă astea, deasupra, pun pască, pun cozonaci, pun ouă roșii, pun pește afumat, pun hrean, pun de toate. E un pește afumat în cetină de bradă, exact. Acolo zona Bucovinei. Minunat. Acolo, deasupra, pun un ștergar așa foarte, foarte frumos și toate aceste bucate sunt, dacă vrei, binecuvântate în cadrul acestei slujbe foarte importante de înviere. Ulterior, ei merg acasă și pot mânca pentru că ele sunt binecuvântate. Și tot în Bucovina, așa ca o curiozitate, fetele în noaptea de înviere se duc în clopotniță
acolo unde spală cu o apă neîncepută, clopotul, limba clopotului. Uh-huh. Știi de ce? De ce? Pentru, deci spală cu apa, aceasta, limba clopotului, și după aia ele se spală pe față cu această apă, pentru că se spune că așa cum oamenii fug la biserică atunci când aud clopotul, așa vor fugi băieții după ele. Ce frumos! Ce truc! Da? Sunt curioasă de un termen, pentru că l-am regăsit de mai multe ori. Apă neîncepută. Ce înseamnă apă neîncepută? Mi-a zis și mie mama când a născut verișoara mea și sunt moașă la copil, să-i aduce apă neîncepută, sfințită la biserică. Și zic, ce apă neîncepută? Vă spărați, n-am primit răspuns. Uite că îți dau eu acum răspuns. Te rog. Apa neîncepută este prima apă pe care o iei, trebuie să fii prima persoană care ia apă dintr-o fântână, dintr-un pârâu, în zorii zilei. Deci nimeni altcineva nu a luat în ziua aia. Și să știi că are un rol foarte important. Dacă mergem în zona asta mistico-vrăjitorească așa din folclor, să știi că apa neîncepută este un element nelipsit în ritualuri. Chiar fundamental pentru realizarea acestor descântece. Sau chiar e folosit în absolut orice. Deci dacă vrei să îndrăgostească cu tare de tine, iei apă în început, spui o poezie, nu știu cum. Sunt tot felul de tratate și toate lucrurile astea sunt consemnate în cărți. Au studiat de-a lungul timpului niște oameni foarte faini lucrurile astea. Și uite că o găsim și în acest obicei. Tot din dorința de a-l găsi pe făt frumos. Cred că mama mea de asta nu mi-a explicat ce-i cu apa în începută, că știa sigur că nu mă voi duce la un birou și să aștept zorii zilei, căci în zorii zilei sunt aici deja. Da, uite, dar e interesant. Ce să-ți mai spun? Uite, în Maramureș, apropo de cum îmi povesteai tu la început de colindat, de colindat de Paști, în Maramureș există o chestie similară, în ideea în care copiii merg așa cu colindul, dar prin colind mă refer că se duc să vestească învierea Domnului la fiecare gospodar din comunitate, ei primind din partea acestora ouă roșii. Deci iată cum ceea ce îmi povesteai tu regăsim și într-un alt colț de țară. E interesant pentru mamele acestor copii, căci dacă știu că au copii hărnicuți, nu mai fac. Ar fi cam multe după aceea, bănuiesc. O, Doamne. Un copil e convingător. Da, da. Nu pleacă niciodată cu singur ou. Se mă atuce acasă. Și să fie și o comunitate foarte mare. Aoleu. Și să-ți mai spun ceva de la mine de acasă, din Moldova. Uite, și cu asta eu, chiar dacă am citit-o și în cărți, eu pe asta am trăit-o, adică am făcut lucrul ăsta tot timpul. În prima zi de Paști, abia ce... Deci imediat ce mă trezeam, mă spălam pe față cu apă, puneam într-un bol mai mare apă, un ou roșu, un bănuț. Ou alb, un bănuț, exact, și cu această apă mă spălam pe față, în ideea de a avea un an prosper, de a fi roșie în obraj, de a fi curat sufletește, știi? Și lucrul ăsta eu l-am făcut de când mă știu și l-am regăsit ulterior și în cărți. Și îl regăsesc și la mine, chiar dacă sunt din zona Olteniei. Iată. Să știi că și noi avem acest obicei. Tot timpul mama îmi spunea că ea știe din copilărie, de la bunici, străbunici, la fel. N-aveam oul alb, aveam oul apa, oul roșu și un bănuț. Bine, lucrurile astea poate să difere. Uite, în anumite zone pot fi adăugate, nu știu, crenguțe de busuioc. Sunt cu tot felul de diferențe. Fiecare pune acolo ce crede că îl poate ajuta, dar intenția e aceeași. De a avea spor, de a avea belșug, de a fi sănătos, de a fi ferit, nu știu, de a purifica gospodăria, casa, pe tine. Adică intenția este aceeași și în practică pot apărea tot felul de diferențe. Ce superstiții există la nivel de comunități românești? Eu știu pe asta cu noitul din noaptea de înviere. Tot timpul aveam hăinuțe noi. Da, tot timpul aveam hăinuțe noi. Și eu, era a ta o bucurie pentru... A ta, de Paște și de Revelion. În rest nu vedeam haine noi, ale erau două momente în an, atunci se renuia garderoba. Toamnă, iarnă și primăvară. Da, exact. Da. Deci asta cu noitul este într-adevăr în...
în top, dacă e să ne gândim la, să ne uităm la superstiții. Și cumva tot din ideea asta de a fi curat, de a te prinde această sărbătoare, știi, pregătit. Înnoit, exact, exact. Am făcut aici o listă, ca să nu uit absolut nimic. Lumânarea de la înviere este un obiect foarte, foarte important. Și de obicei oamenii îl păstrează peste an, pentru că ajută, nu știu, are un rol protector, dacă vrei. Eu țin minte de la bunica, atunci când erau furtuni foarte, foarte mari, bunica aprindea lumânarea de la înviere. În caz de calamități, în caz de, nu știu, nenorociri. Lumânarea asta are în mentalul colectiv puteri fantastice și este un element foarte, foarte important pe care oamenii îl păstrează. Și din nou am trăit și eu cu acest obicei, superstiție, nu știu cum să-l numim. E așa, la graniță, cred. Da. Și eu am trăit cu el și țin minte că și în vreme de boală se aprindea exact lumina. Deci în orice moment tensionat, critic, acesta era, dacă vrei, era ca o... era lumina de la capătul tunelului, știi? Te agățai de toate lucrurile astea. Știi ce am citit eu din documentarea ta și mi-a atras atenția și cu asta cred că am putea să rămânem, că și noi am vorbit despre digestie, despre cum să combine eficient alimentele și să nu te apuce nănicu. Așa. E... A, da, corect. Mi-a dus mingea la fileu. Deci, în prima zi de Paști, nu e bine să dormim. Deci, trebuie să ne trezim de dimineață, pentru că dacă dormim în prima zi de Paști, vom fi somnoroși tot anul. În linii mari nu ne va merge bine. Deci adăugați voi absolut tot ce vreți. Deci fiți atenți la ce mâncați, la cât mâncați și să nu dormiți în prima zi de Paști, pentru că după aia poate regretați tot anul. Da, da. Poate atrageți, eu știu, niște energii negative, că tot vorbeați și de energie mai cu coană mare, iată, încă exact, exact. Încă o vorbă. Eu zic că asta e îndemnul de final cu care să rămână cei de acasă și îți mulțumesc tare mult că ai venit în această dimineață, că ne-am și asortat și că și închidem așa ca într-un cerc toată discuția pe care am început-o încă de la 9, iată, până la ora aproape 12. Oho, da. Eu vă mulțumesc pentru invitație și ca de fiecare dată o bucurie să mă văd cu tine și cu toată echipa și le transmit telespectatorilor să aibă sărbători cu liniște, cu bucurii și să-i aibă pe cei dragi alături. Doamne ajută, așa să fie și eu vreau să vă mulțumesc că ne sunteți alături în fiecare dimineață. Mâine dimineață sperăm să fiți la fel de activ, la fel de voioși, nu de alta, dar trebuie să vă pregătiți pentru ziua de duminică atunci când nu trebuie să dormiți, așa că treziți-vă dimineață, deschideți televizoarele pe Metropola TV și aici ne reîntâlnim mâine dimineață. Să aveți o zi minunată!